Bună seara, dragii mei, Mihai Racovician. Suntem la emisiunea Dialogul Constructiv Salvează România și suntem la capitolul Dialoguri. Începem luna septembrie, sperăm să fim consecvenți în a promova binele comun, binele cetății. Evident, prin educație, încercând nu să bravăm, ci să spunem lucrurilor pe nume așa cum le credem noi, și să determinăm cât mai mulți români să gândească. Este cel mai important rost și rol pe care ni-l propunem. Nu avem toate ideile generoase, noi le lansăm să le dezbată lumea, să le rumege, pentru că poate unii nu o să înțeleagă ce are vaca cu rumegatul. Păi foarte simplu. Atunci când vaca rumegă, acele plante rumegându-le, elimină toate toxinele, iar în stomac ajung doar lucrurile pozitive și bune și hrănesc și de-aia bem și lapte bun. Ca atare și românii noștri ar trebui, înainte de a lua decizii să rumege bine, să gândească bine, profund și cu rezonanță. Tema din seara asta este onoarea și respectul pentru cuvântul dat. Aceste lucruri sunt adesea învățate în familie și prin educație. Lipsa acestora creează racile și unul din subiectele cele mai grave ar fi care ar fi racilele poporului român. Evident, fără să avem pretenția că vom acoperi tot palierul, tot acâmul cu aceste subiecte extrem de vaste, extrem de complexe, extrem de importante pentru comuniune, vreau să vă introduc prietenii mei, domnul Alexandru Chiu, poet, scriitor și epigramist din Banloc. Bună seara! Bună seara! Domnul Chiu, v-am rugat ca să pregătiți în seara asta tema asta în felul dumneavoastră, adică acela de poet, un om cu un suflet nobil care gândește foarte mult, are vorbele la el și le pune în undă în așa manieră încât să dea de gândit, urechile să-i placă despre ceea ce vrem să discutăm. Haideți să îmi spuneți ce ați pregătit în seara asta pentru noi despre onoare și respect. Domnul Mihai, eu de fiecare dată la emisiunea noastră am venit cu câte un comentariu. Am început parcă cu istoria evreilor și am ajuns la subiectul din această seară, care este onoarea. Toate aceste comentarii consider că ar fi bine să le punem într-o carte, iar în această carte să punem și pozele tuturor participanților la aceste emisiuni. Și voi fi scurt, ca să nu vă răpesc din mult din timpul scurt care e aici la mine. Onoarea. Onoarea, ca și credința, în zilele noastre, este pe cale de dispariție. Onoarea o atribuim integrității morale, cinstei, demnității și corectitudinii în relațiile sociale. Secolele trecute s-au remarcat printr-un cult al onoarei, dus până la sacrificiul suprem. Sunt cunoscute duelurile între oameni care puneau mai presus onoarea decât viața. La noi aceste manifestări au fost sporadice și fără rezonanță în lumea preponderent rurală. Această lume însă avea un gen de onoare inegalabil în lumea boierimii feudale. Onoarea iobagilor noștri s-a născut din viacurile de suferință și din credința martirică în Hristos. De la ei știm că onoarea fără credință este de neconceput. În Orient, criteriile după care este apărat onoarea sunt altele. Absurdul nu lipsește la japonezi când aceștia se raportează la onoare prin sinucidere voluntară. Acestea sunt numitele seppuku și harakiri. Așa se explică faptul că tradițiile acestea, interzise în zilele noastre, au rămas întipărite în memoria națiunilor civilizate. Nu trebuie să ne mine demisiile de onoare ale politicienilor din aceste țări și națiuni civilizate.
Noi nu am ajuns la acea conștiință și moralitate încât să apărăm în mod voluntar onoarea prin demisii care să ciuntească din mândria și orgoliul pe care le oferă o demnitate publică. La noi dezonoarea și faptele dezonorante sunt calificate ca succes, iar onoarea este considerată insucces, boală infantilă a celor nedescurcăreți care o apără fără sens. Hoția, jaful, minciuna sunt calitățile care onorează omul de succes din zilele noastre. Și iată ce am scris. Am scris câteva strofe despre onoare. Eu caut cu lumânarea și vreau să mărmuresc unde a dispărut onoarea de pe plaiul românesc. Am avut și noi onoare atunci când ne-am întregit și a fost mare sărbătoare când românii s-au unit. Putem vorbi despre onoare și în vremurile de demult, când credința era mare și pentru neam aveam un cult. Acest cult a dispărut și a fost asasinat de cei care au vândut țara pusă la mezar. Onoarea a fost ucisă de climatul de bordel și politica impusă de stăpânii din Bruxelles. Și în vremurile din vechime, boierii socoteau onoare când luau de la țărănime ultima brumă de mâncare. Cam atât despre onoare în momentul acesta și voi continua după ce o să discute și colegii noștri. Evident, onoare, și participanți. Voi citi câteva poezii, poeme scrise pentru onoare și pentru respect și pentru noi. Evident că o să aducem niște chestiuni, chiar și niște texte biblice, pentru că vreau să facem conexiuni destul de interesante. Îl introducem și pe domnul Sorin Truță de la Miercurea Ciuc. Bună seara, binevenit! Ce ne poți spune despre onoare? Cum o vezi tu despre onoarea și respectul pentru cuvântul dat? E foarte interesant. Am apreciat că este foarte importantă această perioadă în care oamenii așteaptă de la oameni ca să înțeleagă ce înseamnă gentleman agreement-ul. Are tradiție onoarea, are istorie, până la urmă toate curentele de gândire filozofică erau promotoarele virtuților, în primul rând. Erau niște școli de virtute. Domnul Chiu a făcut, a întocmit o situație comparativă vis-a-vis de onoarea din Europa Occidentală și nu numai, și onoarea din Extremul Orient. În toate societățile există o preocupare pentru virtute, dar, cum foarte bine s-a remarcat, cei care ajung la un nivel superior de conștiință de obicei sunt puțini la număr și aceștia rămân în mentalul colectiv ca eroi sau, după caz, sfinți. Îl salutăm și pe domnul Mirel Talpeș. Sănătate, începem anul ăsta, luna septembrie, de regulă pentru domeniul ăsta al mass mediei devine prima lună anului. Sperăm să fie îmbelșugată, pentru că acum începem să culegem o recoltă care de multe ori nu este, mai ales în agricultură, cea mai facilă datorită acestei călduri excesive. Dar este important să dezvoltăm altă cultură care, chiar dacă e căldură mare, poate să prindă rădăcini. Cum e prezentarea asta, onoarea și respectul pentru cuvântul dat? Este esențială pentru o societate sau nu? Bună seara! Când am văzut tema pe care v-ați anunțat-o, trebuie să recunosc că am fost un pic surprins. De ce? Pentru că aceste, să le spun, virtuți, onoarea și acționarea într-un mod onorant, respectiv respectarea cuvântului dat, parcă au ieșit din atenția sau din contextul discursului public.
Corect, aici, mă Acum. scuz că te întrerup, dar vreau să-l introduc pe un judecător de la voi, de la Arad, care când i-am spus, domnul judecător, dar mai avem oameni onorabili? Da, avem, dar nu sunt orientați oamenii. Da, acum atenția societății, a celor care acționează în spațiu public, este mai degrabă orientată spre pragmatism și rezultat și mai puțin spre. Cred că aici te înșeli pentru că am impresia că nu înțeleg rezultatele. Ei nu sunt orientați spre pragmatism, le place minciuna. Iartă-mă. Da, sunt de acord, dar succesul se măsoară în, să zicem, se măsoară sau se așteaptă a fi măsurat prin rezultate. Aceasta este Aici ai declarat. spus Și bine, atunci se aș putea să așteaptă. fac faptul că falsificăm rezultatele sau faptul că pretindem că avem alte rezultate decât cele pe care le avem, este cu totul altceva, dar ceea ce dă valoare este mai degrabă această orientare, din câte văd eu, orientare spre pragmatism, spre rezultat și mai puțin spre aceste valori care sunt mai puțin patrimoniale, să spunem așa, cum este onoarea și respectarea cuvântului dat, dar fără de care eu zic că nicio societate, mică sau mare, nu poate să funcționeze pe termen îndelungat. Și totul pleacă de la om. Hai să mergem să-l auzim pe Blaise Pascal, care face o observație extrem de importantă în cartea sa intitulată Gânduri. Toți oamenii caută fericirea. De fapt, onoarea și respectul îți conduce spre lucrurile astea, fără nicio explicație, indiferent de mijloacele diferite puse în mișcare. Toți tind înspre acest final. Motivul pentru care unii merg la război, iar alții le evită, scoate la iveală aceeași dorință, abordate din diferite perspective. Voința nu face nici măcar un pas în altă direcție decât în cea a fericirii. Aceasta este motivația fiecărui acțiuni, a fiecărui om, chiar și a celor care se spânzură. Fantastică constatare a celuia care a fost unul dintre cei mai valoroși matematicieni, fizicieni, inventator, filolog și teolog francez, care a fost cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în diverse domenii științifice și filozofice. Ia cât de ce onoarea și cuvântul dat te pune în situația asta să căutăm fericirea. Fantastic! E o afirmație extraordinară și ceea ce m-a șocat pe mine în acest text, faptul că unii se duc la război să caute fericirea și avem actualmente avem aceste exemple. Ucraina cu Rusia, în care foarte ciudat, ucranienii încep să atace Rusia și Rusia merge pe partea cealaltă într-un cerc vicios în care înnebunirea lumii este totală, sau ce să mai zicem de Israel și Palestina, unde pur și simplu măcelărie, e puțin spus. Sunt lucruri care merg în direcția pe care o dă Blaise Pascal. Vă dați seama, om care a trăit în anul 1623-1662, care spune clar că războiul tot la fericire duce. Oare întrebarea mea este, sistemul de valori nu generează modul de a-ți împlini fericirea? Ce părere aveți, domnul Chiu? Malthus gândea altceva despre război. Eu o să vă citesc un poem care se potrivește ca o mănușă emisiunii noastre din această seară și subiectului onoarea. Am mai citit odată într-o emisiune când am fost la mormântul școlii mele. De aici pleacă totul. De acasă, din perioada primară a educației părintești și de la școală. La mormântul școlii mele, azi am lăcrimat. Amintirile și ele m-au determinat ca să scriu un necrolog școlii ce a murit și un ultim epilog ce va fi citit de cei care își amintesc de prima zi de școală și de cei care își doresc o școală ideală. Ea a fost asasinată când am dat-o imprudenți ca să fie reformată de vestiții repetenți. Profesorii au fost legați de mâini și de picioare.
de politicieni ratați și fără de valoare. În schimb, elevii au primit dreptul la cuvânt, un lucru nou și inedit pentru învățământ. Elevii pot evalua profesori exigenți și oricând îi pot lăsa la clase repetenți. Să-i lase fără dreptul de a mai profesa, așa cum e conceptul culturii de manea. Stăpânii școlii sunt părinții, ei sunt cei care hotărăsc prin proceduri de noaptea minții învățământul românesc. Părinții pot să umilească dascăli eminenți, iar elevii să-i părască de-i lase repetenți. Astfel, rata promovării este fără precedent și în urma prostituării nu avem niciun repetent. Absolvenții acestor școli scot analfabeți, ei o să trateze boli sau vor fi poeți care scriu pentru manele niște lătături de ale câinilor la stele cu înjurături. Unii dintre absolvenți pot deveni primari, iar alții mai impertinenți ajung parlamentari. Politica de a îngropa școala românească vine și ea de undeva, din sfera haiducească. Sunt eternii trepăduși ai vulgului uman care se zbat să fie puși în față la ciolan. Aceștia sunt asasinii școlii românești, iar părinții sunt cretinii purtărilor grotești. Și nu-l putem omite de la acest subiect pe domnul președinte cu marele proiect România Educată a profesorului Claus, care a fost orientată spre studiul lui Mickey Mouse. România Educată, proiect prezidențial, după felul cum arată, este un eșec total. Și în loc de educată, Claus ar trebui să spună România eșuată. Noapte bună. Nu e noapte bună pentru că. Nu, 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 că n-am terminat. Cu Așa. sufletul îndurerat, acum la încheiere, un om. Nu mai știu ce am scris aici, ne-am împăcat. În sfârșit, o să trec peste asta pentru că sunt omul care a făcut 200 de kilometri azi, la vârsta de 78 de ani. Și era să fac și un accident, erau să intre niște indieni în mine. Avem și indieni? Avem și indieni, da, avem indieni, avem nepalezi, avem. Ăștia ne aduc mâncarea comandată la restaurant. Suntem mari. Haideți că să nu mai mă chinui aici. Așa. Domnul Chiu, merge mai departe pentru că o să vă La lipsi momentul. timpul. Da, bun, nu mai continui că sunt niște Mergem mai corecturi aici departe și și revenim din nou la dumneavoastră. revenim cu un alt poem. Revenim cu un Evident, alt dar poem. acum vreau să vă aduc puțin de tot cu Da. picioarele pe pământul Bibliei. Corect. Pe pământul Bibliei. Și când Opa. spun treaba asta, mă duc și citesc din Biblioteca lui Dumnezeu și găsesc în categoria doctorilor, în Luca, un lucru care este foarte important. Onoarea și respectul, asta nu-i din Luca, dar asta e din text. Onoarea și respectul pentru cuvântul dat sunt adesea învățate în familie și prin educație. Iar doctor Lucra spune foarte simplu, omul bun scoate lucruri bune din disperia bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din disperia rea a inimii lui, căci din plisosul inimii vorbește gura. Iar înțeleptul Solomon ne spune în proverbe, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Iată că totuși, noi va trebui să ne orientăm citându-l pe domnul judecător spre oameni de calibru. Este foarte corectă analiza pe care a făcut-o Mirel, care spune foarte limpede că ne-am degradat, că rezultatele se cuantifică cum se cuantifică, pentru că sistemele de valori nu mai sunt. Iată că rolul familiei este determinant. Ne place sau nu, educația în familie este un factor corecțional. Domnule Sorin, cum
putem să încercăm să ne schimbăm paradigma, chiar dacă noi constatăm niște realități, cum ar trebui oamenii să-și îndrepte lucrurile și să privească spre a învăța lucruri bune pe care să le pună la dispoziția societății. Cum vezi tu lucrurile? E până la urmă o chestiune de opțiune. Întotdeauna vor exista oameni pentru orice. Oameni care vor opta să ajungă la un nivel de conștiință superior, oameni care vor alege calea credinței, a mântuirii, oameni care, majoritatea oamenilor din ziua de azi, cum foarte bine a remarcat și domnul Mirel, sunt victimele acestei ideologii a succesului, oameni de cultură și așa mai departe. În fiecare societate vor exista, au existat și vor exista mai multe opțiuni. Noi ne dorim foarte tare ca populația României să opteze pentru această cale spirituală, pentru educație, pentru empatie față de aproapele. Ăsta a fost și rostul declarației din Banat. Din păcate, la nivel global, omenirea se confruntă cu această ideologie a succesului, care îi aruncă pe oameni în o competiție sterilă, care nu produce nicio mulțumire sufletească. Produce O numai un întrebare, Sorine, abandon de sine, o da. întrebare simplă. Constatând lucrurile astea, cum reușim să identificăm totuși oamenii buni? Suntem un grupuscul, nu putem să spunem grup, pentru că suntem foarte puțini, care asta ne propunem, să identificăm valori, să identificăm oameni valoroși pe care să-i promovăm. Știi foarte bine la ce proiecte lucrăm împreună. Le-am făcut de mult timp, ne trebuie mult ca să putem să scoatem, să șlefuim diamantele, să strălucească. E un efort fabulos și trebuie să-l facem. În Grecia antică, omul de calitate era considerat omul frumos și bun, dar nu în accepțiunea bunătății creștine la care ne gândim acum sau a frumuseții fizice. Prin frumusețe se înțelegea frumusețea gândirii spirituale și prin bunătate se înțelegea omul bun în societate, adică omul care este implicat și care își aduce aportul în societatea din care face parte. Deci noi asta ar trebui să obținem la capătul unui proces educațional, oameni frumoși, frumoși și buni. Oricum, din păcate, foarte puțini oameni reușesc să ajungă la un nivel superior de conștiință, pentru că pentru asta trebuie să recunoaștem, este nevoie de acea metanoia, de acea scânteie, de un model, de un imbold. Și mi-am adus aminte că domnul Pleșu, într-o scrisoare pe care a trimis-o lui Antonie Plămădeală, făcea un clasament al creștinilor. Și zicea, există creștinul predestinat, cel care are revelații în cascadă și este copleșit de iubirea lui Dumnezeu. Există convertitul și aici avem exemplele Sfântul Apostol Pavel, Francis din Assisi, Sfântul Augustin și așa mai departe. Și al treilea creștin, truditorul, cel care trudește ca să se mântuiască. Și majoritatea oamenilor, dacă facem o extrapolare, se află în ipostaza aceasta a truditorului, a celui care trebuie să se străduiască, care oameni care nu au vocație de la bun început, care nu sunt nici predestinați, care nu sunt nici convertiți. Adică suntem truditori. E nevoie de un efort. Și Immanuel Kant zicea că oamenilor le e frică în general să fie raționali,
de teamă și din comoditate. Să nu înțeleagă că lucrurile sunt foarte simple și dacă le înțeleg că sunt simple, se luminează. Într-adevăr, aici putem să spunem un lucru esențial. Hai să-l auzim și pe domnul Mirel. Mirele, dragă, omul bun scoate lucruri bune din isteria bună a inimii lui. Cum interpretăm textul ăsta? Cum e chestiunea cu orientarea? Se pare că nesimțirea a devenit virtute? Nu te auzim? Da, aș continua puțin argumentarea domnului Truță, revenind la idealul uman și de idealul educației grecești antice, care stipula faptul că produsul educației este un om care este deopotrivă frumos, adică un caracter frumos, o personalitate frumoasă și în același timp bună sau valoroasă. În plus, față de aceasta, în recomandările, cred că Plutarh insista pe acest fapt, spunea că din educația omului kalos și agathos, frumos și bun, trebuie să facă parte și capacitatea de comunicare. Capacitatea de comunicare pentru a putea să transmită, să disemineze în societate și în felul acesta să influențeze după frumusețea și bunătatea lui să influențeze și pe ceilalți. Deci, pe lângă această transformare și creștere personală, cred că este importantă și capacitatea și dorința și insistența de comunicare în jurul nostru a principiilor bune și frumoase după care am ales să trăim. Din acest punct de vedere, cred că avem. Acum nu vom da cu biciul tot pe calul care trage și pe armăsarul frumos și o să spun neapărat că cei care sunt personalități frumoase, rotunjite și de valoare au o mare responsabilitate asupra eventualei stări de urăciune a societății pentru că nu promovează suficient valorile. Poate ar fi un pic exagerat, dar cred că avem o responsabilitate și în ceea ce privește comunicarea și diseminarea valorilor adevărate în societate, valorilor pe care am ales să le trăim, să le reprezentăm. Evident că o responsabilitate a fiecăruia este atâta timp cât ne dăm seama că putem influența. Evident că suntem doritori de a vedea rezultate. Iată că aici iarăși ne întâlnim pe tărâmul Sfintei Cărți în care unele principii care sunt extrem de simple nu sunt înțelese. Atunci când crezi că ai înțeles chemarea, în sensul în care unii ar, alții seamănă și alții culeg recolta, lucrurile au o șansă foarte bună să te orientezi, să înțelegi ce citești, să ai principii sănătoase și să ai onoare și respect față de ceea ce ai dat. Să nu aștepți să fii răsplătit, ci doar să te răsplătească bunul Dumnezeu. Aici o chestie foarte interesantă care îți creează o altă mentalitate, o altă viziune. Haideți să-l auzim și pe domnul Chiu, ce era mai pregătit despre onoare și respect în poemele domniei sale. Pentru că de multe ori în istoria noastră onoarea s-a confundat cu trădarea, la vârsta mea dezamăgirea este cea care mă copleșește și având trei cărți de publicat, uneia i-am pus titlul Ecoul Durerii. Și acum să explic de ce Ecoul Durerii, de ce dezamăgirea la acest amur de viață. Când durerea dispare odată cu moartea, ecoul ei rămâne mai viu, mai dens și mai pătrunzător decât suferința trecută în neant și în tăcere. Durerea mea rămâne ca un nor purtat de vântul dezamăgirii peste vremi și peste veacuri, prin ecoul pe care cuvântul îl poartă și îl duce să fie pe veci mărturie al unei dureri duse dincolo de mormânt. Nimic nu doare mai tare un suflet decât suferința neamului său provocată de către fiii aceluiași neam. Această durere poartă pecetea și stigmatul blestemului biblic și gândul mă duce
la tragedia fratricida lui Cain și Abel. Coincidența biblică, cutremurătoare și tragică de fiori. Durerea mea este o mâhnire sufletească și o tristețe morală pe care o exprim prin cuvânt și o las vie prin ecoul versului îndurerat. Nu am crezut vreodată că pot trăi, pot constata, pot simți și pot suferi dezamăgirea care a venit ca un cutremur, ca să-mi dezvăluie adevărul despre neraul și boala care macină de veacuri spiritul neamului meu. Această dezamăgire a răsturnat valorile pe care le-am atribuit acestui neam, orbit fiind de un subiectivism congenital. Am atribuit poporului meu valori utopice, amăgindu-mă cu certitudini false că acest popor este unic prin credință, bunătate, modestie, toleranță, cinste și omenie, și că prin aceste atribute și daruri divine suntem unici între națiunile acestei lumi. După anii 90 am constatat contrariul. Această răsturnare de valori m-a rănit iremediabil, iar dezamăgirea mi-a accentuat tristețea sufletească. Această tristețe a luat forma unei boli cronice, iar diagnosticul ei îl găsi în cartea pe care o voi publica. Și când m-am referit la trădare, iată ce am scris despre trădare. Trădarea, blestem național. Miluiește, Doamne, țara mea, care neîncetat păcătuiește și duce o povară foarte grea prin crimele ce ades le săvârșește. Poporul meu de veacul rădăcește și ca o iudă își judecă smintit când vinde și ucide mișelește pe cel pe care l-a condus și păstorit. Trădarea la noi e milenară. Ea ne-a însoțit de dincolo de timp, din lumea veche, antică, barbară, de la Zamolse până la Olimp. Noi ne-am asasinat conducătorii în mod barbar, păgâni și repetat, inconștienți că suntem autorii unor păcate mari de neiertat. Trădați au fost Burebista, Decebal, Bogdan al doilea tatălui Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Petru Rareș, Radu de la Fumați, Ioan Vodă Viteazul, Mihai Viteazul, Horia Cloșca și Crișan, Petru Cercel, Constantin Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu, Alexandru Ipsilanti, Ion Cuza, Antonescu Ceaușescu și câți vor mai fi. De-aia îmi plâng dezamăgirea. Da, și e o vă rog să mă iertați dezamăgire. că am venit cu tristețile astea. Sunteți puțin de tot melancolic în această seară. Sunt obosit. Obosit și de... Dar te-au obosit și rezultatele, ca să-l cităm pe Mirel, rezultatele astea evident că te-au marcat, dar de altfel și pe noi. Și totuși există, conform cuvântului Sfânt, două categorii de oameni. Oameni buni și oameni răi. Identificăm astfel de tipuri de oameni în deacul acesta, domnul Truță. Cum reușim să schimbăm oamenii răi? Cum reușim să schimbăm, cum reușim să alungăm cu toții răul din noi? Foarte frumos Pentru, spus. Foarte pentru frumos. că, detaliază, te rog. pentru că fiecare avem o latură întunecată și cum reușim să facem să domine latura cealaltă. Excepțional, foarte important. Te rog să subliniez lucrul ăsta. Fiecare dintre noi avem o latură rea și acum. Ideea de bază vreau să mi-o pui în valoare. Cum reușim să scăpăm de această latură? Printr-o călătorie către sine, dacă reușim să ajungem la capătul acestei călătorii, o să ne întâlnim cu Dumnezeu, nu în afara noastră, cum are tendința să propovăduiască biserica, ci în interiorul nostru. Dar e o chestiune profundă, ceea ce ai spus tu, fiecare dintre noi este om bun și om rău. Cum îl construim? Ce alimentăm?
va pune în valoare, pentru că inima este o chestiune din care curg izvoarele vieții. Deci ce alimentăm și ce iasă? Mirele, ce alimentăm și ce iasă din noi? Fără îndoială, domnul Truță s-a exprimat Clasic. foarte, foarte apropiat Foarte, de. un tablou excepțional creat. Exact, cu siguranță și foarte tare în tonul învățăturii Sfântului Augustin din Hipona, respectiv a gândirii teologice profunde și Aici cred că adevărate. n-ar trebui să venim cu chestiuni de la, de la, de la. Hai să vedem noi. Hai să vedem noi. Uite că m-a impresionat acel sfânt. E ok, dar haide noi. Noi ce recomandăm? Dar asta recomand, aici voiam să ajung. Și dacă îl aduc pe Augustin din Hipona în discuție sau ca și martor, este tocmai ca să validez afirmațiile și ale mele și eventual a celor care au mai vorbit înainte. Nu de acum am descoperit noi faptul că îl căutăm și îl găsim pe Dumnezeu în interiorul ființei noastre, în sinea noastră. Dar faptul că noi reamintim acest lucru înseamnă că suntem pe calea bună, validată de mulți dintre predecesorii noștri. Cum reușim să alungăm răul din noi înșine? Acum, mă scuzați că mai citesc pe cineva într-o Să citești, conferință. Horia Roman, mi-a spus un punct de Pata vedere. Bibi spunea, răspundea la aceeași întrebare. Păi este ca și la Asociația Bețivilor Anonimi. Prima dată recunoști că ești bețiv și după aceea de acolo începe vindecarea. Poate primul Ba pas da, ca recunoașterea să ne unei stări vindecăm, de da, fapt. este să recunoaștem capacitatea noastră de a face răul, indiferent, noi, eu, în primul rând și nu eu știu, care lider al unui partid opus sau așa mai departe, sau vecinul, sau fratele, sau orice cine. Eu am această capacitate de a face și faptul că recunosc acest lucru deja este primul pas înspre vindecare. Iar după aceea, partea de introspecție, poate chiar călăuzită de un mentor sau de un duhovnic, sau de un mentor, poate să fie un prieten, un părinte al nostru, cred că ne poate ajuta să facem următorii pași înspre a ne transforma în bine sau a ne șlefui personalitatea, ca să folosesc un pic termeni un pic mai blânzi. Haideți să vă spun discuția mea cu ChatGPT. Și am pus o întrebare banală, dar extrem de profundă, care a rămas, a lăsat și a pus în evidență un lucru extrem de interesant. Ce pierd oamenii care nu înțeleg că Dumnezeu este dragoste? Oamenii care nu înțeleg sau nu acceptă ideea că Dumnezeu este dragoste pot pierde mai multe aspecte benefice pentru viața lor, atât la nivel personal, cât și rațional. Iată câteva dintre acestea. Confortul și alinarea spirituală. Credința că Dumnezeu este dragoste poate oferi o sursă profundă de confort și alinare, mai ales în momente de suferință, pierdere sau incertitudine. Lipsa acestei înțelegeri poate duce la un sentiment de izolare sau deznădejde. Iertarea și acceptarea. Ideea că Dumnezeu este dragoste promovează conceptul de iertare necondiționată, atât pentru sine, cât și pentru alții. Fără această înțelegere, oamenii pot avea dificultăți în a ierta greșelile proprii și pe ale altora, ceea ce se poate duce la resentimente și vinovăție. Un sens profund al valorii personale. Conștientizarea faptului că Dumnezeu iubește fiecare persoană necondiționat poate consolida un sentiment de valoare personală și demnitate. Cei care
nu au această înțelegere, pot lupta cu sentimentele de inutilitate sau de lipsă de valoare. Relații mai sănătoase și pline de compasiune. Credința într-un Dumnezeu care este dragoste poate inspira indivizi să acționeze cu mai multă compasiune, empatie, răbdare față de alții. Față de modelul divin, relațiile pot fi înclinate spre judecată, conflict sau egoism. Deci, fără acest model, care este Dumnezeu, este dragoste, ajungem la astfel de situații în care relațiile pot fi înclinate spre judecată, conflict sau egoism. Sensul, scopul vieții. Pentru mulți, ideea că Dumnezeu este dragoste dă sens și scop vieții, oferind o perspectivă asupra motivului pentru care există și ce înseamnă a trăi bine. Fără această înțelegere, viața poate părea lipsită de direcție sau semnificație. Speranța într-un bine mai mare, credința în dragostea divină poate cultiva speranța că există un bine mai mare și că dificultățile vieții au un sens sau pot fi depășite. Fără aceasta, oamenii pot simți că trăiesc într-o lume haotică și nedreaptă, fără un scop pozitiv. Pacea interioară. Acceptarea dragostei divine poate aduce o pace interioară și o încredere profundă că cineva este susținut chiar și în fața provocărilor. Lipsei acestei înțelegeri poate produce și conduce la anxietate și neliniște. Și motivația pentru a face binele, perspectiva că Dumnezeu este dragoste, poate motiva oamenii să acționeze cu generozitate și bunătate față de ceilalți. Fără aceste motivație spirituală, dorința de a ajuta și de a servi poate fi mai slabă sau condiționată de interesele personale. În esență, neînțelegerea sau respingerea ideii că Dumnezeu este dragoste poate priva oamenii de o sursă profundă de sprijin emoțional, spiritual și moral, limitându-le astfel capacitatea de a trăi o viață plină de sens, compasiune și speranță. Aceasta este ceea ce ne învață inteligența artificială despre Dumnezeu și dragoste. Sau Dumnezeu este dragoste. Ce părere aveți, domnule Chiu? Are dreptate inteligența artificială sau nu? Am dreptate eu când vă citesc un poem despre atacul la morala creștină. Viitorul moralei creștine este drastic amenințat de noi și ciudate doctrine cu obiective și programe necurate. Se promovează în școli necredința și haosul printre copii, ascunzând malefic tendința încercării de a-i păcăli. Li se dă libertate totală să facă tot ce vor, să nu țină cont de morală și nici de profesorilor. Politicile anticreștine fac parte din jocul subtil al unor doctrine păgâne strecurate pervers și abil, prin guverne și parlamente dominate de către atei, de oameni cu firi obediente și o clasă de lideri mișei. Promovarea moralei creștine dă lumii normalitate, îți dă respectul de sine ca tu să-l dai mai departe. Fără morala creștină, conduita umană dispare, iar statele tind să devină țarcuri cu foste popoare. Bruxelles-ul mereu pentru mine va fi un loc necurat, căci acolo aceste doctrine au venit și s-au maturat. Se pare că vin de departe, de dincolo de ocean, trimise cu scopuri deșarte de cei ce slujesc lui Satan. Implor creștinătatea, uniți-vă confesiuni și apărați moralitatea de asasinii acestei lumi. Această poezie am scris-o anul ăsta și am publicat-o în cartea, se vede, Da, revenea din Revelații vorba. Apocaliptice, unde avem și poezia, care, poemul care vă place dumneavoastră. Da, e un lucru este Apocalipsa, esențial. preludiu apocaliptic. Deci e un lucru esențial pentru că inteligența artificială nu face altceva decât să
confirme ceea ce spuneți dumneavoastră, ce ne paște pe noi dacă noi nu ne apropiem de cel ce ne-a creat și dacă nu înțelegem sensul adevărat, pentru că inteligența artificială, îmi permit să spun, a atras atenția că avem de gând să îl condamnăm pe Dumnezeu că n-avem noi împliniri. E un lucru interesant. Sunt cercetări care se fac, sunt lucruri care pun în evidență niște lucruri care, dacă nu le conexăm, poate nu ne dăm seama. Ce părere ai, domnul Sorin, despre sintagma Dumnezeu este dragoste? Gândeam în timp ce citeai, de unde și-o fi selectat algoritmii CGPT-ul, pentru că totuși vorbim de tehnică de calcul care lucrează cu algoritmi și acesta este un eseu de psihologie a credinței. Foarte bine încropit. Nu e încropit, atenție. E, bine, nu. Structurat, Foarte atenție. bine, foarte bine structurat. Foarte bine. Fundamentat totalmente și cenzurat, atenție, de profesori, când l-am trimis, pur și simplu mi-au cerut să spun cine este autorul, că e extraordinar. Autorul, după părerea mea, adică algoritmii pe care îi folosește CGPT-ul în situația dată, sunt luați din psihologia lui Carl Gustav Jung. E clar, el este părintele Nu numai el, pentru că de el știi tu, dar sunt foarte mulți filozofi care, vorba judecătorului, sunt orientați și având în vedere algoritmii care, dacă îi pui întrebarea corectă, te conexează și îți dă soluția bună. Asta vreau să spun. Deci, până la urmă, vorbește de efectul psihologic al credinței și al modului în care se armonizează societatea în condițiile în care credința este practicată corect. Și asta spunea și Jung, de fapt, este și motivul pentru care s-a despărțit definitiv și iremediabil de Freud. Freud considera că în inconștientul omului inconștientul omului este depozitarul tuturor frustrărilor și angoaselor și așa mai departe. Jung considera pe de altă parte că inconștientul este depozitarul arhetipurilor sacrale, că acolo este înmagazinat Dumnezeu în om și punea un mare accent pe practicarea ritualului religios. Și Care totuși în definițiile astea și în explicațiile astea nu vorbește nimic de ritual. nu vorbește Nimic de nimic. ritual, pentru că noi pur și simplu nu-L înțelegem pe Dumnezeu și îl transformăm în mintea noastră atât cât credem noi. E o mare greșeală. Și mai spunea un lucru că este foarte important ca fiecare om să rămână în credința în care din care face parte, pentru că în Nu este, general, iar e o greșeală fundamentală, dimpotrivă, domnul. Eu zic ce zicea Jung acum, nu. Eu spun foarte liber de Dar libertatea. lasă-mă să-mi termin ideea. Adică se pot crea anumite sentimente de vinovăție în omul care își abandonează credința inițială. Că Nu există așa ceva. Credința e una singură în Domnul Hristos. Oamenii au venit și au adus tot felul de calapoade și inteligență de asta sclipitoare care au vrut să influențeze cât mai mulți oameni. Da, și acum vreau în completare vis-a-vis de ce a zis domnul Chiu cu mobilizarea oastei creștine. Povestea asta cu mobilizarea oastei creștine a început odată cu anul 380, când creștinismul a devenit religie de stat în Imperiul Roman și nu așa, trebuia să se aclimatizeze cu atmosfera administrativ-statală. Deci discursul ăsta, tipul ăsta, poezia domnului Chiu seamănă foarte mult cu, dacă o să vă trimit după emisiune, discursul lui Urban al doilea de la Clemenceau, care, de la Clemon, care a provocat prima cruciadă, acea cruciadă a țăranilor și că tot l-a pomenit domnul Mirel pe Sfântul Augustin, odată cu instituționalizarea creștinismului a apărut și noțiunea aceasta de război just. De război just în numele credinței. Așa ceva nu există.
Asta vreau să spun, din punctul meu de vedere, așa ceva nu există. Ăsta este un oximoron. Nu există noțiunea de război just. Un război e întotdeauna o atrocitate neplăcută lui Dumnezeu. În mod categoric și sunt de acord cu afirmația domnului Bogdan, judecător, care a spus pacea nu se face cu arma la picior. Hai să-l auzim și pe Mirel. Dragul meu, Mirel, cum explici tu această, să zicem, analiză pe care o face ChatGPT-ul la întrebarea mea de ce nu înțeleg oamenii că Dumnezeu este dragoste? Un pic termenul de dragoste sau iubire în societate, un pic este ecranat și blurat Ah, bun, excelent, excelent. Ecranat și blurat, foarte corect. de diferite concepte care sunt mai degrabă în zona iubirii erotice, care își, mă rog, își are locul ei acolo unde și l-are, dar prin extensie, un pic această înțelegere pune în umbră și chiar un pic, nu știu cum să zic mai bine, pune semne de întrebare și asupra acestui concept de faptul că Dumnezeu este dragoste. Poate și datorită, în acest caz, în discuția noastră, și datorită faptului că în limba română avem un singur cuvânt pentru echivalent pentru mai mulți termeni diferiți din scriptură, din limba greacă. Unul era Eros, care se traduce prin iubire, altul era Filia, care se traduce de asemenea prin iubire, altul era, acum nu mi le amintesc exact pe toate. Și atunci, din această, să spunem, Agape. n-am spus agape. Ok, agape. Asta trebuia să spun prima dată. Și atunci, datorită acestei, în această situație, sărăcii a termenilor, înțelegem un pic și mai greu ceea ce ne spune Scriptura, îndeoseb Noul Testament, prin conceptul acesta de Dumnezeu este iubire. Dar Sfântul Apostol Pavel ne explică foarte bine termenul de iubire în termeni cristici sau în termenii lui Dumnezeu în celebrul capitol 13 din Epistola către Corinteni. Și acolo detaliază și spune, da, eu o să vă arăt altă cale în ceea ce privește relațiile în biserică și în societate, și aceasta este calea iubirii. Și atunci spune, dragostea este așa, nu se umflă de mândrie și așa mai departe, dă definițiile iubirii, să spunem, cristice. Dacă am citit acolo și ne-am gândit bine, atunci n-ar mai fi confuzia asta de termeni, ar fi mult mai acceptabil și mult, 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 sau în mod total de folos, să acceptăm ceea ce spune Scriptura referitor la faptul că Dumnezeu este iubire, iar noi, la rândul nostru, trebuie să ne manifestăm într-un, hai să spun așa, anumit fel de iubire în societate și față de semenii noștri. Sau să ne manifestăm cu bunătate, cel puțin cu bunătate. Asta mă apropii destul de mult de traducerea termenului agape. Să spunem, am putea să spunem, Dumnezeu este bunătate, iar noi suntem bunătate în manifestările noastre față de semenii noștri. Cât de mult s-a schimbat lumea asta? Sau măcar dacă din acel moment de resetare, anul zero, între milenii, măcar de atunci, dacă oamenii ar fi putut să fie altfel și n-ar mai fi fost ororile sclaviei, n-ar mai fi fost ororile torturilor, n-ar mai fi fost ororile războaielor, care nu sunt, nu că nu sunt manifestarea lipsei de iubire sau nedumnezeiești, sunt inumane. Da, pentru că vor să completeze simplitatea cuvântului lui Dumnezeu. E foarte simplu. Dumnezeu ne categorisește în două tipuri de oameni. Om bun și om rău. Acum întrebarea este ce vrei să fii? Cum îi ajutăm pe oameni să se raporteze la aceste două direcții? Mi-a plăcut foarte mult sinceritatea lui Truță și felul în care a spus că trebuie să plece de la noi. Este
fundamental pentru toată lumea să ne dăm seama de starea în care suntem și de capacitatea de transformare a minții, pentru că totul merge de la înțelegerea minții. Timpul nostru a trecut și de data asta extrem de rapid. Vă rog foarte mult să conchideți emisiunea. Domnul Chiu, vă rog să închideți emisiunea din această seară, ținând cont că onoarea și respectul pentru cuvântul dat sunt adesea învățate în familie prin educație. O să vă Rostul și pur un rolul minut în familiei este plus. fundamental. Un minut în plus o să vă pur. Pentru că eu plec la această emisiune nedumerit. Odată cu Păi dacă trecerea erați anului, dumirit de o toate da, lucrurile, atunci erați în cer. da. Uite din cărțulia asta mea ce am publicat acum. Odată religia, o frază de dinși inventată. Cunoașteți despre cine e vorba. Odată cu trecerea anilor, întrebările metafizice care îmi păreau de nedezlegat și-au găsit liniștea în albea unei credințe decente, care mă ajută să străbat ultimul drum al acestei efemere existențe. Așa obosit cu 200 de kilometri parcurși azi. Experiența unei vieți tumultoase, marcată de meandrele înșelătoare ale acestei lumi, m-a ajutat să găsesc filonul credinței în care și mei, pe care înaintașii mei au transmis-o din generație în generație, păstrându-i nealterată sacralitatea începuturilor apostolice. De-aia tot spuneam că eu vin din catacombele Romei. În tinerețe am fost copleșit, iar mai apoi intrigat de gândirea filozofilor greci, Anaxagora și Epicur, de vehemența în certitudinea lui Seneca sau Lucrețius, oameni de cultură și filozofi romani. Ca orice tânăr avid de cunoaștere, am răsfoit lucrările filozofilor moderni, germani și francezi, pentru care credința în Dumnezeu era considerată utopie, iar opera lor marcată de un nihilism absurd. Toți acești gânditori au căutat adevărul într-o beznă absolută, negăsindu-l, întunericul pentru ei a devenit lumină, iar minciuna adevăr. Mă raliez lui Ambrose Bierce, care spune despre filozofie că este o rută cu mai multe drumuri, iar acești gânditori se află pe drumul care duce de nicăieri spre nimic, cum spune și Petrițuțea. Acești filozofi nu și-au învins întunericul din gândire și în ceea ce îi privește, cred că li se potrivește remarca lui Francis Bacon, care spune, puțina filozofie duce sufletul la ateism, dar aprofundarea filozofiei îl duce spre religie. Consider că acești răzvrătiți și opozanța ai transcendentului nu au aprofundat modul de raportare al omului la originea, existența și perenitatea sa în univers. Voi prezenta mai jos câteva mostre din puțul gândirii care definește pe acești liberi cugetători. Vrea Dumnezeu să împiedice răul, dar nu poate? Atunci este neputincios. Poate, dar nu vrea? Atunci este răuvoitor. Vrea și poate? Atunci este diabolic, spune Epicur. Religia este considerată de oameni obișnuiți ca fiind adevărată, de către înțelepți ca fiind falsă, de conducători ca fiind utilă, spune Seneca cel tânăr. Cuvântul Dumnezeu nu este nimic altceva pentru mine decât expresia și produsul slăbiciunii umane. Biblia este o colecție de legende onorabile, dar primitive, care sunt în orice caz destul de copilărești. Cine credeți că spune? Într-o scrisoare, Albert Einstein, într-o scrisoare către Eric Gutkin la 3 iunie 1954. Omul nu va fi liber până când ultimul rege va fi spânzurat cu intestinele ultimului preot, spune Denis Diderot. Religia este capodopera artei de a dresa animalele, deoarece dresează oamenii cum se gândească, spune Arthur Schopenhauer. Credința înseamnă a crede ceea ce știi că nu e adevărat, spune Mark Twain. Toate religiile sunt inventate de către oameni. Religia este excelentă pentru a controla oameni obișnuiți, spune Napoleon Bonaparte. Religia este opiumul popoarelor, știm toți, din regimul trecut, spune Karl Marx. Concluzionând, consider că speranța acestor filozofi a fost îngropată odată cu ultima lopată de pământ aruncată peste mormântul lor. Zilele trecute am urmărit un podcast cu mormântul de la Montparnasse al lui Cioran.
Cred că și el e acolo. Gândirea lor bântuie ca o fantomă prin mintea filozofilor atei și a celor care le împărtășesc idealurile limitate la precaritatea acestei existențe. Acestor gânditori li se opun începând cu apologeții, deci în primele două secole, mari filozofi care își fundamentează credința pe adevărurile biblice transmise prin proroci, adevăruri confirmate și netegăduite de către știința modernă. Și cu aceasta am încheiat. Și haideți să definim adevărata religie care o citim în Sfânta Carte. Adevărata religie, deci religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, este, Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Toți cei care ați citat au vrut să fie ei deasupra lui Dumnezeu. Iată că religia adevărată este de fapt o chestiune plecată de la definiția pe care am citat-o, Dumnezeu este dragoste. Deci, tendința oamenilor de a fi ei deasupra unor chestiuni banale nu le dă dreptul să deformeze religia adevărată și curată. Sorine, ce părere ai? Îți place definiția asta a religiei, care este de fapt singura valabilă? Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Cum o apreciez această definiție? E o definiție. Părintele Scrima zicea că unul dintre păcatele ortodoxiei este ortopraxia, adică există acest pericol al instalării, al concluziei definitive. În momentul în care renunț la interogație, și aici nu vreau să le iau apărarea filozofilor, în momentul în care renunț la interogație și la introspecție și te instalezi într-un confort din ăsta spiritual și crezi că gata, te-ai mântuit, eu cred că cazi în acest pericol trufiei și al mândriei de sine. Adică ai descoperit adevărul absolut, ți-ai reglat conturile cu lumea asta. Asta e adevărul tău, iartă-mă că-ți spun. Ți-ai Nu reglat al tău conturile. Personal, Sorine, ci al celor care fac astfel de afirmații. Da, deci eu așa mă gândesc că tot timpul trebuie să trudim. Asta este, vreau să închei emisiunea cu această idee a truditorului permanent. Mirel? Ce părere ai despre definiția pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu? Substituie toate încercările de a manipula, de a deturna definiția simplă, Dumnezeu este dragoste. La fel ca în toate aspectele vieții, cuvântul lui Dumnezeu ne dă niște cadre. La fel cum de gândire și de așezare a personalității noastre. La fel cum orice râu are o albie, cuvântul lui Dumnezeu, din multe puncte de vedere, este o albie pentru gândirea noastră, care nu trebuie să se oprească niciodată, pentru că dacă se oprește din curgerea ei, este la fel cum s-ar opri un râu din curgerea lui, s-ar transforma într-o mlaștină. Noi avem cadrul ca să nu ne rătăcim, pentru că ne putem rătăci foarte ușor, care este Sfânta Scriptură și este cadrul în care putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Cam asta este explicația pentru mine. Dar văzând, revenind la tema emisiunii, eu mă temeam de o întrebare la Bun care de nu tu. știu dacă aș, nu, dacă n-aș fi putut, nu știu dacă aș fi putut să răspund credibil. De exemplu, dacă eu aș fi făcut un matrapalzâc, o șmecherie, un artificiu, o chestie, da? Din care aș fi câștigat, să spunem, oneros 17.500 de euro. Și cineva ar fi venit la mine și mi-ar fi spus, domnule, cred că ești foarte nefericit. Pentru că n-ai fost onest, nu te-ai comportat în spiritul codului de onoare și ai făcut o scurtătură și ai făcut acest matrapazec.
Matrap Balzac. Iar eu aș fi răspuns, ok, așa este. Dar contul meu sau buzunarul meu mă aprobă. În rest, fericirea sau nefericirea personală unde sunt. La Aici e un această întrebare răspuns. n-aș putea, nu știu dacă aș putea să răspund pe scurt, în mod credibil. Iar Eu am un răspuns. Pentru că realitatea din. ai o provocare aici. Vreau să spun Da. că e un răspuns simplu. Da. Depinde ce sistem de valori ți-ai ales. Să fii cu frică de Dumnezeu, care vede totul și vede și Matrap Balzacu, să nu ai probleme legate de viitorul de mâine, că Dumnezeu îți dă pâinea ca și în somn, copiilor prea iubiți ai lui și faptul că trebuie să fii un model. Iar ca să pot să răspund pe scurt, l-aș cita pe un domn cu care am discutat să spunem, în cercetările mele referitoare la succesul în conducere, un ofițer a uneia dintre instituțiile statului. Și când l-am întrebat, am discutat mai mult despre coruperea persoanelor aflate în funcții publice și așa mai departe. Și el mi-a spus, singurul lucru credibil pe care vi-l pot spune în ceea ce mă privește, referitor la corupția personală, este următorul. Pentru că nu vreau eu. Punct. E un răspuns foarte important. Mie mi-a plăcut foarte mult și mi-l repet de multe ori în gând și mă gândesc, sunt unele lucruri la care nu vom răspunde și nu trebuie să răspundem cu lacrimi în glas, nici cu sfărăieli patriotarde sau supermoraliste. Dar este un loc unde să ne exprimăm, un moment în care trebuie să ne exprimăm voința. Și acesta este pentru că nu vreau eu sau pentru că așa vreau eu să fiu și așa vreau eu să mă comport. Unde se transformă voința, unde se dă tăria voinței de a fi conform cu standardele, asta rămâne să analizeze fiecare dintre noi și să eventual să-și găsească răspunsul. În seara aceasta am fost împreună cu prietenii mei consacrați, domnul Chiu de la Banlog, domnul Sorin Truță de la Miercurea Ciuc și domnul Mirel Talpeș de la Arad. Am avut un subiect extrem de interesant, onoarea și respectul pentru cuvântul dat. Se crește din familie și deci rolul pe care îl are o familie în perspectiva viitoare este să aibă clădit un sistem de valori. Evident că noi, când am lansat proclamația din Banat, am plecat de la această premisă că educația este fundamentul renașterii societății românești în ansamblul ei, plecând de la morala creștină, în care noi ne vom lupta și iată că în fiecare săptămână aproape putem să spunem că am inițiat forme democratice ale dialogului social, inițiat între societate civilă și guvernanți pentru a identifica metode servirii interesului public. În acest scop vom încuraja dialogul constructiv, comunicarea profesionistă și responsabilă prin care să-i chemăm pe toți românii din țară și din străinătate la efortul comun de a deveni fiecare în parte o binecuvântare pentru pământul străbun și pentru istoria sa. Evident că fiecare dintre noi avem personalitate, avem un bagaj de cultură, avem o țintă în care încercăm să explicăm anumite lucruri cu care ne confruntăm în fiecare zi. Nu știm în ce măsură reușim sau nu să determinăm și pe alții. Dorința mea sinceră este ca aceste discuții să nască alte discuții în care oamenii să înțeleagă că sistemul de valori pe care și îl cultivă în familie, poate să genereze progresul societății. Și de aceea îl rog pe bunul Dumnezeu, care dă cu inimă și cu mână largă tuturor celor ce cer înțelepciune pentru ca binele public pe care ne propunem să-l înfăptuim să nu fie vorbe, ci fapte. Doamne ajută, Doamne dă bine și binecuvântează pe toți românii, în așa fel încât să putem să construim și să îngrijim grădina Maicii Domnului, care este România noastră dragă. Doamne ajută și să ne vedem sănătoși!